Salut, prieteni! Acum veți afla despre un caz care a făcut în conjurul lumii într-un timp record. 4 zile acest copilaș o chinuia pe mama lui și nici de cum nu voia să iasă la lumina zilei. Medicii s-au speriat și chiar aveau de ce, dar iată la ce a făcut copilul după operație nu s-a așteptat nimeni. Femeia năștea 4 zile la rând. Medicii s-au speriat, pentru că deja devenea periculos, atât pentru mamă, cât și pentru copilaș. Atunci au decis că a venit timpul să facă operația cezariană. Svetlana este mamă a 3 copii. De data aceasta, ea avea tensiune arterială foarte ridicată. Medicii au decis să stimuleze nașterea cu 1 săptămână înainte de termen. Era foarte greu. Toate cele 4 zile medicul a stat lângă ea. Ne era teamă să nu se rupă uterul sau să se întâmple alte leziuni. Copilul nu voia să iasă, dar noi continuam să stimulăm. S-a dovedit că după 3 nașteri, Svetlana avea niște cicatrici și copilul s-a blocat. Chiar și în timpul operației de cezariană a fost dificil. Când, totuși, nou-născutul a apărut pe lume, el a întins larg mânuțele și picioarele. Se forma așa impresie de parcă acesta se întindea și era fericit că a ieșit la libertate. Da, încă în burtă simțeam că vrea să se întindă, spunea râzând mămica. Să-i urăm ei și copiilor săi multă sănătate, fericire și ani lungi! Ce credeți voi, prieteni, despre acest caz? Scrieți-ne în comentarii! Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!